Onorate asistențe, bună dimineața! Nu o să fac mare introducere, deoarece avem un regulament care trebuie strict să-l respectăm și să finisem sesiunea noastră la timp ca să cedem locul de acum și altor colegi care vor avea aici ședință. Vreau doar să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru interesul care îl manifestați față de secțiunea noastră, față de problemele din pneumologie. Vreau să mulțumesc mult oaspeților invitați care ne-au onorat cu prezența și sunt convins că vom asculta și rapoarte interesante. Deci, cu aceasta haideți să începem și, cu permisiunea dumneavoastră, ofer cuvântul domnului profesor Victor Botnaru, șef disciplină la pneumologie, cu prezentarea actualității în respirologie. Vă rog, domn profesor. Mulțumesc! Aș vrea să vă salut pe toți în această sală. Aș vrea să salut pe bunul prieten al pneumologiei moldovenești, profesor Tarian Mihaiescu, pe domnul profesor de la Lübeck, domnul Karl Dathoff, care este microbiolog, care este specialist în medicină de infecții și pneumolog cu traseu în toată medicina internă, inclusiv transplant renal, cum am aflat noi. Sperăm că să ne fie interesant tot ce o să discutăm noi astăzi. Mă bucur foarte mult să vă văd pe toți, pentru că noi medici în genere suntem oameni deosebiți. Suntem cu abnegație, suntem cu empatie, suntem cu devotament, muncim toată viața, învățăm toată viața și după pensie continuăm să muncim spre binele pacientului nostru. La una din sesiuni, domnul academician Bruckner ne-a răspuns care ar fi rolul internistului. Eu am chiar încercat să precizez dacă există și unii lucruri formalizate, care la noi, dar nu și mai puțin conturat după mine, este rolul interniștilor. Rusește sau răzește nedospecialist, adică un specialist ratat, așa, care n-a reușit să devină specialist, a rămas la medicina internă, fără a ști bine de ce trebuie să se ocupe. Am mai vrut să zic că nu ne apreciază pe noi toți doctorii societatea, că suntem ca și noi, ca și în România, ca și dumneavoastră, suntem hăituiți de presa agresivă, ducem o medicină defensivă, cazuri, doi morți, trei răniți și din nou muzică, doctorii cei mai corupți în țara asta, toată vina pe doctori. Dar sperăm că situația se va îmbunătăți, inclusiv și cu medicina internă, inclusiv și cu pregătirea specialiștilor în pneumologie, în medicina internă. Eu sper că dumneavoastră o să ajungeți așa vremuri frumoase. Eu am făcut cardiologie, am făcut și nefro un pic, și gastro. Acum sunt mai mult pe pneumo și vreau să vă spun că este o disciplină foarte dinamică. 3 ani în urmă la noi au venit rezidenți, concurs, erau câțiva pe un loc, erau cu 9,5 medie. Anul ăsta, la 7 locuri, 3 cere, 3 admiși. Anul ăsta în Chișinău n-au dat la locuri de chirurgie, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Asta vorbește despre prestigiul social al doctorilor, al medicinii, poate legat și de pesimismul social care există la noi, dar sperăm să fie depășit. Astfel că ce ar vrea, eu o să vorbesc mai mult ce am vrea noi să fie în respirologia noastră, care e invers. În bolile obstructive a apărut un schimbări, în special în BBOC, unde s-au schimbat principiile de clasificare, nu atât mulți merg pe linia Vensului, cât pe
exacerbările de anii precedenți ca și un factor de prognostic sever, s-au mai schimbat multe lucruri în terapie. Au apărut de durată lungă LAMA, s-au schimbat de la diferite etape, cu hormonii s-au mai schimbat lucruri, dar nu se intru prea mult în detalii, cred că mai mult de vorbit. Aș vrea să vă atrag atenție ce se întâmplă în broncologie, în broncologie intervențională. Se revine la ceea ce s-a elaborat mulți ani în urmă, e vorba despre valve, despre reducerea volumului pulmonar în hiperinflația din BPOC, în special cu emfizem bulos, prin valve endobronșe. Aici s-a mai clarificat lucrurile, deci la unii bolnavi merge situația bine după amplasarea valvelor, la alții nu merge prea bine. S-au arătat rolul circulației colaterale în zonele care erau închise. Au mai apărut și alte tehnici de reducere a volumului prin broncoscopie, de exemplu aici prelucrarea cu vapori în bronhia respectivă, ca apoi se dezvoltă inflamația, stenozarea și reducerea de volum. Și vreau să vă arăt un slide care m-a impresionat foarte mult. Eu la toate cursurile povesteam, de fapt, de un alt bun prieten al pneumologilor din Moldova, Tudor Toma. Păi uitați un slide făcut de American Thoracic Society, unde a arătat istoria broncoscopiei de când a apărut broncoscopia. Și uitați că este Tudor Toma aici. De rând cu toți, iată apare Tudor Toma, de dacă în 2003, prima publicare care a făcut-o, el a venit, trimis de profesorul Traian Mihaescu la Londra, el a nimerit în etapa când abia se elabora, șeful de acolo l-a pus primul autor pe des. Următoarele lucrări, Higgins, se pare că e numele, nu mai țin minte exact, profesorul, dar a intrat în istoria medicinii, o persoană deosebită care tot sune foarte mult la noi, ne susține pe toate căile posibile, pe toți din pneumologii din Moldova. Deci avem un motiv de mândrie în broncologia mondială, în medicină, eu cred chiar în medicina mondială, a rămas un nume de român care îi zice Tudor Toc. Acum am vrut să vă aduc niște informații ce ține de procedurile diagnostice într-o tehnică numită pneumologie intervențională. În lume, de fapt, asta e luat din America. În America există specialitatea pneumolog intervenționalist. Adică nu doar cardiologi sunt intervenționaliști, mai avem și pneumologi intervenționaliști. Vreau să vă arăt mai multe proceduri care le posedă, le face cu tentă diagnostică, cu tentă terapeutică. Vreau să zic că poate una se practică în Moldova, în rest niciuna. Deci EBUS noi nu avem, la fel ca și abordarea prin endoscopie din esofag. Un alt discipol al profesorului Traian Mihaescu de la Iași, e vorba de Grigoriu Dragoș, Bogdan Grigoriu, m-am întâlnit cu el la conferință în Oradea, el a trecut acum, a lăsat Iașiul, unde era șef de clinică la Spitalul Oncologic, acum lucrează la undeva în Belgia, am uitat orașul, și face, mi-a spus că are treaba asta de ghidaj electromagnetic, biopsie a formațiunilor periferice, foarte satisfăcut. Criobiopsie în Moldova nu se face, multe lucruri nu se fac, eu nu văd nimic aici. Pleuroscopie medicală, biopsie pleurală ghidată de ultrasunet, din păcate tot nu avem. Transtoracic, puncția transtoracică a formațiunilor pulmonare, o mai practică de când în când chirurgii de la Institutul de Oncologie. Cu tentă terapeutică nu avem nici una. Unii din broncoscopiști fac broncoscopie rigide, dar dezobstruiri cu tratament paliativ în tumorile arborului bronșic la noi nu ne mai vorbim de brachiterapie endobronșică.
Deci am rămas cam de la începuturi. Modificările noastre au fost nu așa de multe, pe parcursul ultimilor ani, s-a mai precizat ceva despre rolul oxidului nitric în diagnosticul astmului, s-a spus că o singură determinare a oxidului nitric exhalat nu este suficientă, că nu se poate folosi în controlul terapiei. Abordarea generală terapeutică în astrombolomenie aceeași, adică tratamentul în trepte, au mai apărut noi molecule în tratamentul biologic. Au fost întărite, au fost aprobate de Food and Drug Administration, anticorp monoclonal contra interleuchinii 9, interleuchinii 5, interleuchinii 13. Sigur că pentru noi asta la fel de fantastic ca și datele din slide-ul precedent. Din păcate și ceea ce e un lucru mai simplu, imunoterapie sublinguală noi nu avem în țară, ca să știți, nu sunt aprobate, nu sunt certificate antigenele, noi nu avem antigene standardizate. Dacă cineva dintre alergologi face terapia asta, să știți că e adusă într-o geantă din Rusia sau de undeva e adusă fără a fi aprobată, standardizată, fără permisiune de utilizare la noi. În genere, alergologia la noi în țară are o soartă tragică pentru că situația e foarte simplă. Este o specialitate consumatoare de resurse. Necesită foarte multe investigații sofisticate și casa de, companie de asigurări în medicină nu asigură și săracii pacienți trebuie să-și facă singuri teste, să plece undeva în altă parte pentru examinare. Deci atât sunt moleculele anti-interleuchină 5. S-a mai vorbit despre efectele adverse, s-a reamintit efectele adverse ale corticoterapiei. Ventilația non-invazivă. La fel are o soartă tragică până ce în Moldova, pentru că specialiștii în anestezie, terapie intensivă consideră că ei trebuie să se ocupe, să practice. Noi considerăm că pneumologii, trebuie să fie pregătiți. Iar spre deosebire de România, la noi nu e o claritate cu competențele. Noi nu avem așa o noțiune ca și competențe. Dacă ești pneumolog, ar trebui să faci o pregătire respectivă și să dai competențe în broncologie, competențe în examen ultrasunet. La noi lucrurile astea, din păcate, sunt foarte sporadice și, după cum vă dați bine seama, nu sunt solicitate. Ieri am vorbit în ședință că sunt trei spitale care practică cardiologie invazivă, infarctul miocardic, cu mare succes. O să mai apară centre particulare și centre de stat, private de stat, care o să facă lucrurile astea. Nu o să apară în timpul apropiat niciunul care să dorească să facă pneumologie. De ce? Pentru că pacientul pneumologic este un alt pacient. Este un oroxit, un necăjit cu... cei care decid la noi nu fac ceea ce se face în alte țări. De exemplu, în Statele Unite. Vine un consorțiu de doctori și noi vrem să deservim în Boston, asigurăm toate dilatările cu balon, protezările de percutane, de valve, aortică. Ok, foarte bine. Dar pentru asta voi îngrijiți ciroza din zona cutare. Pentru asta voi vă ocupați de BPOC-ul din zona cutare. Păi noi nu vrem. Nu vreți? Bună ziua, la revedere. Deci este statul care menține interesul ca să nu fie doar câștig, doar profit, dar să fie și o echitate în privința abordării pacienților. Fiindcă cardiologia, sigur că se dezvoltă foarte bine, acolo se investesc bani foarte mulți, în respirologie mai puțin. Deci în toată lumea se cunoaște rolul ventilației non-invasive. Au apărut publicații și în ultimul timp, care arată eficiența ventilației non-invasive după spitalizări. În
sumedenie de lucrări. În Germania, din 2010, a apărut un standard care arată, pardon, arată... Domnul Roș. La mine ești mai mare. Uitați-vă, ventilație non-invazivă, ventilație non-invazivă, ventilație non-invazivă. Statele Unite toți sunt foarte pragmatici. A fost o discuție câțiva ani în urmă, în 2015, o discuție în public, care, în rezultatul căreia ventilația non-invazivă de la anumiți... De la anumiți parametri, uitați, este asigurată de Medicare și de Medicaid. Este oferită de, de asigurarea medicală. La noi sigur că lucrurile astea nu se întâmplă, dar avem și noi progrese. Dacă în 2010-2011 nu erau accesibile oxigenatoarele, acum eu când intru în secție în vizită, noi avem 4-5 oxigenatoare. Le avem din secție, unii pacienți vin de acasă, unii le iau în locațiune, au acasă pacienți și aici am rugat colegii, uitați, 180 de contracte de închiriere. Asta cei care pleacă, familia lucrează în Portugalia, Italia, le asigură părinților, le cumpără oxigenatoare, fiindcă la noi asigurarea nu acoperă așa ceva. La fel și cu BIPAP pentru insuficiența respiratorie hipercapnică. Iată, am rugat colegii și ne-au dat niște date. Aici, în 2017, 160 de contracte de închiriere sunt. Ok. Acum să vorbim despre ipoteza igienică și ipoteza microbiotică în apariția astmului bronșic. Am găsit niște date care noi ne-au părut foarte importante, interesante și vă le prezint și dumneavoastră. Este vorba de populația de amiș. Sunt o comunitate religioasă cu care au păstrat tradiția, ei n-au lumină electrică, ei trăiesc în veacul 18, așa, în gospodărire naturală. Dar uitați ce interesant, a fost publicate date despre incidența astmului în populația lor, comparată cu Elveția, care la fel este foarte ecologică și foarte multă agricultură. Astmul, polinozele și în genere atopiile se întâlnesc mult mai frecvent la fermerii din Elveția față fermerii din Elveția față de cei din populația amiș. Cineva s-a ocupat și a comparat cu huteriții, asta urmașii lui Jan Hutter, adică tot o comunitate religioasă foarte asemănătoare cu amișii, dar care au recunoscut bunurile civilizației și le utilizează și au comparat în lucrarea asta, recent publicată, uitați-vă, incidența astmului între amiși de 4 ori depășește și a bolilor atopice în general, au arătat că genomul lor este foarte apropiat, de amiși sunt aici și huteriții sunt aici, celelalte populații foarte deosebite, de genetic nu se deosebesc foarte mult și au făcut o lucrare foarte elegantă, uitați, au colectat praful prin metoda electrostatică din camera copiilor din comunitatea amișă. Au extras praful, au prelucrat șoarecii, le-au provocat anumite modele boli alergice și au ajuns la concluzie, le-au mai făcut și knockout modelului de șoareci pe anumite zone ale genomului, ca să facă niște concluzii că în populația amișă, datorită modului lor de viață, există ceva care îi protejează de alergoze, de astm la copiii ăștia. Și protecția este legată de anumite modificări în genom. Alte lucrări, cu expunerea copiilor la șoproanele de vită, au arătat că probabilitatea de a avea sibilanțe la copiii care au fost expuși și care nu au fost, care n-au fost expuși, care au fost expuși, este cu totul diferită. La fel și copiii rinosinusitele
Alt studiu care a arătat că tot cu anumite modificări genetice, sunt expunerea la șopronul de vite are un efect benefic pe diminuarea incidenței bolilor alergologice. Și concluzia din aceste lucrări împreună ar fi că expunerea are un efect benefic și că s-a studiat și microbiomul nazal, am uitat să spun, cu cât mai mult era mai diversie la microbiomul nazal, cu atât mai puțin astm se întâlnea la acești copii, în afară de moraxela care sporește incidența astmului. Ce ține de pneumonie? Mai multe întrebări se discută ultimul timp, care ar fi bine să le cunoaștem, în special mai bine antibiotic-terapie combinată față de monoterapie, care e rolul macrolidicilor în tratamentul pneumoniilor și, în special, de durata terapiei să vorbește mult. Studii sunt diferite. Unele ghiduri recomandă antibiotic-terapie combinată, sunt ghiduri care nu susțin, sunt și meta-analiză, sunt și diferite studii. Eu am profitat de ocazia că profesor are un raport la tema dată și o să trec peste. O să vă arăt ultimul slide care îmi place mie aici, ce ține de durată. Un articol apărut are denumirea o nouă mantră în tratamentul antibacterial. Cu cât mai puțin, adică mai scurtă durată, mai bine. Iată, vedeți, asta e probabil pendulul care a plecat în cealaltă direcție, dar sunt studii care au arătat dublu orb, au arătat că este mai eficient, sau cel puțin la fel de eficient, tratamentul de scurtă durată față de tratamentul cu o durată mai lungă în pneumonie. Bronșectazie. La fel, peisajul microbiologic este diferit. Uitați-vă, dacă astăzi datele pe o perioadă destul de îndelungată în Statele Unite, un număr destul de mare, 1800 și ceva de pacienți, uitați-vă la dat și micobacterium avium. Adică micobacteriile non-tuberculoase se află pe primul plan ca și factor etiologic în bronșectaziile infecțioase. În Europa, în studiul EMBARC, la noi pe primul plan apare Pseudomonas aeruginosa, tot pe, asta de fapt nu EMBARC, asta e alt studiu, dar în Europa, EMBARC-ul se urmează. În bronșectazii foarte des se întâlnesc germenii multe drog, rezistență. Factor de multe rezistență pentru bacterii care erau, în special, Pseudomonas sau Staphylococcus meticillin rezistent sau enterobacterii rezistente la beta-lactamice s-au dovedit a fi izolarea antecedente a unui germene rezistent, asta e logic, spitalizarea pe parcurs anual și patologie cronică renală. Cu cât e mai mulți factori din aceștia se întâlneau, cu atât mai mare probabilitate de a avea multe drog rezistență. Cheltuielile foarte mari, calculate în studii speciale, povara mare a bronșectaziilor, care, de fapt, sunt foarte heterogene ca și prezentare clinică, ca și demografie, ca și aspect imagistic, ca și funcție renală. Sunt bolnavi cu funcția complet normală, dar modificări bronșectatice foarte avansate și sunt bolnavi cu funcția foarte periclitată. Ca și etiologie, observați un spectru foarte larg. Mulți au comorbidități diferite și peisajul microbiologic tot este foarte și foarte variat. Tratamentul bronșectaziilor este punctat în diferite ghiduri, în special ghidul din Marea Britanie din 2010, stă la bază, recunoscut în toată lumea, ghidul din Spania, din Australia, și studiul renumit EMBARC, în care am avut noroc să participăm și noi, cu un număr semnificativ de cazuri, și care, da, iată aici avem și colegii din România sunt, și noi suntem aici, cu un număr destul de important de cazuri. Și uitați la noi, da, Pseudomonas aeruginosa în EMBARC este pe primul plan. Noi am făcut în anul 2017 și un ghid
de fapt se numește Protocol Clinic Național, pe bronșectazii, care se bazează, sigur, pe studiile făcute în alte țări și care noi considerăm că trebuie să le aplicăm. Am creat și un registru național timp de, din 2017, de fapt, noiembrie, practic 3 ani, noi avem 430 de pacienți incluși în Registrul Național de Bronșectazii, aici aveți pe ani. Ar fi un avantaj mare ca fiecare bolnav să fie inclus în acest registru, pentru că noi monitorizăm peisajul microbiologic. De regulă, sau nu întotdeauna doctorul de la periferie din, reușește să ține cont de exacerbările precedente, care era flora, deci sunt mai multe avantaje de a fi în acest registru. Vă arăt și un caz, acolo era, în slide-ul precedent, erau recomandările europene despre necesitatea efectuării examenelor. Uitați care sunt recomandările la ziua de azi. Hemoleucograma obișnuită, imunoglobulinele și examenele pentru eventualitatea de aspergiloză broncopulmonală alergică. Pentru micobacteriile non-tuberculoase, noi avem dificultăți mari. Chiar laboratorul nostru, fiind foarte dotat, nu poate întotdeauna să ne asigure testarea. Dar uitați-vă un pacient care avea hiperpigmentare după infecții cutanate frecvente, lipsa amigdalelor, uitați-vă pneumoniile frecvente care el le făcea în 14, ba pe parte, ba pe cealaltă, același lucru în 12, ba o pneumonie, ba altă pneumonie, ba altă pneumonie, poftim bronșectazile, ca până la urmă se găsim că el a avut boala Bruton, adică A, gamma, globulinemia congenitală, el trebuia diagnosticat mai devreme, pentru că tratament există cu... noi n-avem recombinate, statul nu asigură, tratament foarte scurt. Cele mai mari modificări sunt cancerul pulmonar. Cât timp vorbesc cu asta? 3 minute rău? Mersi. În cancerul pulmonar, aici vine, uitați, sigur că cancerul localizat se diagnostichează în stadiile foarte rar, se diagnostichează cu extensie regională, procentul vedem aici, și foarte des cancerul este avansat, supraviețuirea, după vârstă, cum se împart. Dar ce important de datele astea, arată supraviețuirea cancerului, supraviețuirea la 5 ani, funcție de fondurile cheltuite pentru un caz de cancer în bugetul sănătății țării respective. Sigur că depinde și de PIB, dar în țările unde se cheltuiește mai puțin, noi nici nu suntem pe aici, noi nu avem așa, dar uitați în România, Bulgaria, mai puțin de un euro pe un locuitor, pe an, și alte țări care au, Olanda, Finlanda, Austria, la ei supraviețuirea cancerului este în mult mai mare față de 6% în țările cheltuiești. Adică dacă s-ar investi foarte mult, chiar acest cancer foarte urât, cu un prognostic prost, ar putea să crească supraviețuirea și diapozitivul ăsta la rată. Asta e cam traseul bolnavului cu cancer. Unele chiar sunt pulmonar nediagnosticate, alții se diagnosticează foarte tardiv, alții parcurg o cale anumită. Și foarte important, echipa multidisciplinară. Deci în abordarea unui caz de cancer trebuie să fie implicat pneumologul, chirurgul toracic, oncologul, imagistul, patologul, anatomul, radiologist, specialist în medicină nucleară și așa mai departe și așa mai departe. Din păcate, la noi nu suntem. Din păcate, noi nu reușim să invităm la consultații specialiști, este să creăm consilii. În București, profesorul Miron Bogdan din poveste, el are ziua când are staful oncologic, când se adună toți, discută cancere și vin specialiști. Vine un imagist specializat în cancerul pulmonar și vine chiar de la Institutul de Oncologie, vine cineva și discute doar. Deci, nu imposibil, așa e de mare volumul de informații, nu poate un simplu specialist să cunoască toate lucrurile astea. Deci, aici sunt avantajele abordării multidisciplinare, cum ar contribui.
Sigur că, în primul rând, ar fi diagnosticarea cancerului. Noi, vedeți, proctoscopie avem, eu vă ziceam că noi nu avem, biopsii ghidate foarte rar se întâmplă, VATS, Institutul Oncologic, nu are, mai mult ca atât, Institutul de Oncologie nu are computer tomografie la ziua de azi. Centrele, unele private care au de computer tomografie, ne dau niște concluzii, uneori ține, sunt în pământ. Nu descriu denumirea ganglionilor, dimensiunile ganglionilor limfatice. Nu le descriu după stații. Ai o concluzie generală, adenopatie, încă bine dacă spune stânga-dreapta. Eu bine am înțeles. A, da, concluzia morfopatologă este foarte importantă. Acum, nu doar forma histologică, dar și modificările genetice, uitați-vă, genii noi sunt foarte importante în tratament. Un lucru tot important pentru cancer, că a fost confirmată eficiența programului de screening. Până acum era vorba de cancerul gastric în Japonia, de cancerul de colon în Statele Unite. Acum s-a dovedit, nu știi dacă și în Europa. Europa până ce nu face. Noi cu atât mai mult nu facem. Ce să vă mai arăt? Calcularea. Este un singur centru, nu vreau să-i fac reclamă, este un singur centru de computer tomografie care ne face în dinamică calcularea volumetrică, progresia volumetrică a formațiunii de volum pulmonar. Dar uitați care se întâmplă situația. Dacă nu merită în centrul ăsta, data viitoare medicul de familie îi dă la alt centru. Astfel că datele devin incomparabile absolut. Da. Le mai face, uitați-vă, fel de fel de histologie pentru tratamentul fel de fel. Asta pentru noi nu sunt, începând de la hibridizarea in situ, lucrurile astea nu sunt accesibile. Și vă arăt un caz, o învățătoare, care apar niște modificări aici pe o radiogramă, computer, tomografie, tomografie, în 2014. Repetă, persistă la bronhoscopie piede antracotice, asta înseamnă cu altă tuberculoză, învățătoare, face reactivarea, nu face, lavajă, parcă nu se confirmă. Luăm biopsia transbronșică, undeva este aici, avem histologia, concluzia morfopatologului nostru, cancer nediferențiat cu celule mici, asta e concluzia. Trimitem în România, face imunohistochimia, concluzia limfom. Limfomul e alt prognostic, altă, deci la Institutul de Oncologie, la ziua de azi, nu există imunohistochimie. Ne mai vorbim de tratamentul ăsta. Eu vă spuneam, mă întorc din Oradea, România are investiții foarte serioase în tratamentul cancerului, pentru diagnosticare, pentru determinarea modificărilor genetice și asigurarea cu preparate. Deci, tratamentul individualizat și cam asta de boli interstițiale nu am timp să vorbesc. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă profesor. Stimați colegi, vă rog întrebări dacă aveți sau comentarii sau doriți să vă expuneți pe marginea la ceea ce s-a vorbit. Domn profesor, la problemele care le-ați spus dumneavoastră, eu aș adăuga numai încă o problemă, este lipsa de medicamente compensate pentru bolnavii pneumologici, deși bolnavii noștri sunt pătura cea mai vulnerabilă, care nu are bani, nu are finanțe, iar medicamentele sunt foarte scumpe. Ca exemplu pot să aduc tiotropiul, de pildă, Spiriva, să zicem. Un medicament foarte bun, dar care nu poate să-și permită practic niciun pacient și din cauza asta firma s-a retras de pe piață. Dacă avem nevoie de Spiriva, trebuie să o aducem de undeva. Deși ar fi fost bine să fie compensat de absolut, ca și alte medicamente. Absolut de acord, domnul profesor, și noi cu dumneavoastră împreună am fost la minister, am încercat să convingem de acolo, dar lobby-ul mai puternic vine din alte părți. Da, cardiologia e mai puternică, are lobby mai
Da, era foarte dureros. Vreo câțiva ani au apărut în astfel de broșuri. Vă închipiți, compensează medicamentele la pacientul care are 60 de ani, a făcut infarct și nu se compensează la un astmatic care are de trăit o viață întreagă cu boala asta și trebuie să plătească dijmă pentru că s-a născut cu boală. Eu, poate un lucru, dacă să-l mai răspunzi la întrebarea mea. Sigur că noi nu să avem resursele care le are Elveția, care le are Germania, chiar care le are România. Noi suntem o țară cu PIB-ul care l-avem. Cu atât mai important este să cheltuim foarte rațional ceea ce avem. Să nu facem examinări numai de dragul examinărilor. Să facem consilii, să analizăm datele. Cea mai mare problemă e cu imagiștii. Pentru că se interesează să între pacientul și plătească cazul, concluzii, cei, descrieri. Odată am găsit metal la un vânător, metal în plămâni. Mă duc la imagist. Zic, domnule, dar asta cum? Dar n-am văzut asta. Deci chiar tăi fleacuri mi-ați să le descriu la computer tomografie. Nimai vorbim de ganglion. Calci, caz, ganglion măriți. Deci situația e urâtă și concluzia, fiind săraci, noi trebuie să fim mai organizați, să avem un sistem mai bine pus la punct. Da, domn profesor, și cred că și din punct de vedere economic ar fi mai rațional de compensat aceeași spirivă, să zicem, decât să tratăm sau să pacientul, că e mai costisitor pentru societate, pentru stat, dar nu suntem auziți, asta e. Mulțumesc, vă rog, dorește cineva să spună. Dacă nu, mulțumesc, domnul profesor, pentru un raport foarte interesant. Permiteți-mi să îl invit pe domnul profesor Klaus Dalhoff, oaspetele nostru din Germania. Vă rog, poftiți. Bună dimineața, dragi colegi! I'm sorry that my only Romanian words, so the rest of the talk will be in English. And dear colleagues, thank you very much for the kind invitation to join the conference. I appreciate this very much. I have been asked to give an overview on current guidelines of the management of pneumonia. And the first question is, why do we need such guidelines? And the answer you see here, pneumonia remains a life-threatening condition. This is a statistic of the World Health Organization concerning mortality due to infectious diseases. And you see respiratory infections, and this is mainly pneumonia, is at the top. And far away there comes diarrheal diseases, HIV infection, tuberculosis, malaria, and so on. So pneumonia is really an unsolved problem. Well, there are many possibilities to categorize pneumonia, but this is for practical purposes the best, I think, because it derives from the pathogen, and you see we have here three distinct conditions: community-acquired pneumonia with the pneumococcus as the most important pathogen, hospital-acquired pneumonia with Staphylococcus and Enterobacteriaceae as main pathogens, and third but not least, pneumonia in the immunocompromised host. And there you have, beyond all these bacterial pathogens, opportunistic germs like fungi and like cytomegalovirus. And so you should differentiate between these three conditions. Well, there's a host of international guidelines, but I will focus on the perhaps for you most relevant. That are the US guidelines on community-acquired and hospital-acquired pneumonia, and that are the European, where the guideline of the European Respiratory Society is
as always in Europe, somewhat a compromise between national views and somewhat diffuse. So I have decided to give you the British guideline, NICE, and the German guidelines, not because I'm from Germany, but because these are the most recently updated guidelines. And you can easily download these guidelines from the internet if you want to go in more detail. Well, all guidelines start with the etiology and beginning with CAP, community-acquired pneumonia. We see, not surprising, from the German statistics, which are from a national competence network, the pneumococcus at the first step, and then you have haemophilus merely in the pneumologic patients, asthma, COPD. You have the so-called atypical agents like mycoplasma, viruses, legionella, and then you have some other pathogens. And since the pneumococcus is the most important pathogen for community-acquired pneumonia, I would like to remind you that pneumococcal disease is not only pneumonia. Every 10th patient has invasive disease, and invasive disease means mostly bacteremia, but maybe also extrapulmonary dissemination, and the most worst of it is meningitis. So you have to look at your patient if this is only pneumonia or if this is more. And one actual question is if the impact of pneumococcal disease is in decline because of the increased vaccination of children with a new conjugate vaccine, and you have here national data from England and Wales. And you see that indeed in children under 2 years of age, overall the incidence of invasive pneumococcal disease has declined after introduction of the conjugate vaccine. And you see also that in the adults, especially in the elderly, this effect was not as good overall, and this has to do also with replacement. This is the lilac row, and you have more pneumococci from non-vaccine serotypes, so the overall effect is rather blunted. And so it comes to no surprise, these are the national data from Germany for CAP in hospitalized patients, that you have no decline of CAP in the last years, but you have an increase, and the most burden of disease is in the elderly patients. In our country, CAP is mostly an infection of the elderly geriatric condition. And the mortality remains high from 10 to 15%. So, coming to management of pneumonia, the most important thing is to start with risk stratification. And there are all guidelines are the same. They say you have to do easy and rapid risk stratification. And one means for this is a CRB 65 score, the simple score by clinical means. You count the respiratory rate, that is the R. You look after hypotonia, that is the B for blood pressure. And you look for CNS symptoms, that is the C. And if the patient is over 65 years, he has also a point. And you see from the same data base as in the last slide that with this simple score you get a very good separation between pneumonia patients with very little risk of death, and you have an intermediate risk group, moderate pneumonia, and you have severe pneumonia with, in the high risk group with a mortality up to 30%.
So the guidelines recommend to do this risk stratification, and the main difference between the Anglo guidelines and the German guideline is that the Anglos add a U for urea determination in the lab, where the difference is not very much, and the scores need to be simple. So you have to decide if you will wait for the lab test or if you will do it clinically. The most important thing is you do a simple score, and the recommendations are the same by all guidelines, that you should decide whether to admit the patient to the hospital on the basis of this risk stratification. So you have risk class 1, CRB 65-0. Usually you can treat this patient on an outpatient basis, ambulatory, and you have the intermediate group. You will hospitalize usually the patient on a normal ward, at least if you have a severity point and not only age. Patient with 65 years may be rather healthy. And you have the risk class 3, severe pneumonia, and you have to have a close look on the patient also in the hospital. You may have the patient on the ICU or on an intermediate care facility where you can monitor at least for the first 24 hours. Well, since scores have to be simple, they are never perfect, and the German guidelines state on the basis of some studies of the last year that you may look also to oxygen saturation, and if you do oxygen saturation by pulse oximetry and you have a saturation below 90% in patients without underlying respiratory conditions, or if you have unstable comorbidities, or if you have a patient with multilobar infiltrates, this may be an additional risk which is not covered by the score, and you may look more closely to this patient. And comorbidities, this is the whole of internal medicine, and I will give you only one example, and this are cardiovascular diseases. There are many studies, and this is one of the best of them, which shows that every fourth patient with pneumonia has cardiac complications, mostly congestive heart insufficiency, but also arrhythmias and myocardial infarction. And here you see the kinetics, and these complications manifest mostly during the first days after admission to the hospital. So this is a period where you should have a close look on your patient. Well, regarding diagnostics, you should do some basal diagnostics in the lab, and you should, of course, do X-ray in the hospital, but regarding microbiologic tests, you have not to do
Colombia with a massive cavitation on the right side. This could be central stenosis, but in this case it was primarily necrotizing pneumonia with micro-resistant drug germ E. coli with extended spectrum beta-lactamase. Coming to treat. Like you see that slightly more than in community acquired pneumonia, it depends on time. In the septic patient, with every hour where you have not instituted effective therapy, the survival goes down. So you have to be sure that you have initially appropriate and effective therapy. And the treatment recommendations from the US, but also from the European guidelines state, if you have no risk for multi-resistant pathogens, you give essentially the same drugs as in community acquired pneumonia in the hospital. If there is a multi-resistant pathogen and suspected, you have to do therapy with an anti-pseudomonal beta-lactam drug, and where there's a slightly difference between the guidelines, the US say you have to add a second drug to reduce the risk that the multi-resistant is not susceptible to any of the drugs we have given. The European guidelines say you may give also anti-pseudomonal monotherapy if the patient is not too severely ill, is not in septic shock, or is not mechanically ventilated. Okay, and the reason for that is that there is no study who has shown properly that combination therapy in this condition is on the whole beneficial. You have here one example of a study who has shown that a broad spectrum anti-pseudomonal beta-lactam is not significantly worse than from the outcome than the combination of beta-lactam and quinolone. Okay, since you have more heavy therapy empirically, all recommendations agree that you should look for de-escalation of therapy after 2 to 3 days. And if you have a pathogen detected, you should de-escalate it to targeted monotherapy. To do that, you have prior done your spirometry culture to have the pathogen detected. If you have no pathogen detected, you can also de-escalate, and if the patient's condition has evolved successfully, and you may then definitely escalate to the better lactam component of your primary therapy. And if an alternative diagnosis has been established, you should stop antibiotic therapy immediately. Duration of hospital acquired pneumonia, 7 to 8 days, there is very good evidence for this recommendation. At the end, I have no time to go into pneumonia and the immunocompromised source, but this is a topic, and so I will show you shortly two conditions. One is fungal disease, invasive pulmonary aspergillosis. You see a typical case with a cavitating peripheral foci. One case is an emphysema patient, structural lung disease. And these patients are frequently colonized with fungi, and this is a rheumatologic patient with rheumatoid arthritis and a similar foci of pneumonia. We should have in mind that this is a possibility for these patients. And the second, totally other picture, pneumocystis, neovisic pneumonia, symmetrical interstitial ground glass opacities.
And you have also risk factors like HIV infection, transplantation, vasculitis, autoimmune disease, and of course hematologic conditions like lymphoma. And here I have a very important message. In contrast to fungal disease, pneumocystis is avoidable if you do in these conditions primary chemoprophylaxis, which is very easily done with cotrimoxazole, 3 double strength tablets a week, and you will see very rarely a pneumocystis pneumonia. Okay, instead of a conclusion, I show you some of the slides. I have shown you that in community-acquired pneumonia, proper risk stratification, also for comorbidities, is a crucial point of start of management, and that in hospital-acquired pneumonia, the most important thing is differentiation of multi-resistant and not multi-resistant patients, and that you should have a close look on the question, is the patient immunocompromised and may he have fungal or viral disease. Thank you very much for your attention. We have time for a couple of questions. Would you like, please? Thank you. May I ask you, thank you for your very interesting presentation. I am very interested in topics you talked about because I am involved in treating pneumonia patients. In our countries, they do not use cefuroxime acetyl because GSK, maybe GSK is aretrasdin, how to say it in English, withdraw it from the market. Mm-hmm. The explanation was that in some countries they found very high level of resistance to the cefuroxime.
We liked it very much. In ambulatory patients, you can give ciprofloxacin. What is the situation in Germany with ciprofloxacin? And the next one, what is your experience with Pneumocystis Jirovecii, pneumonia in healthy people? We had in our clinic a couple of cases. Do you have this kind of pneumonia? Thank you. The first topic, cephalosporins in community acquired pneumonia. We have no point of resistance, but we do not recommend them for ambulatory treatment, because the oral cephalosporins have, at least in elderly patients, low blood levels. So resorption is not very good, and so it may be not effective. But if you would want to give a cephalosporin, cefuroxime acetate would be the best. The second point, pneumocystis, there's a question what test is used. If you do immunofluorescence, you can be sure it is pneumocystis. If you do PCR in the lab, that may mean solely colonization. So it may not be that pneumocystis is really the main pathogen. We have virtually no cases in healthy people with pneumocystis. But we have found the germ. We found typical, like you presented, imaging, and we have desaturation that happens in Jirovecii. And after treatment with cotrimoxazole, the patient improved. So that's why without immunofluorescence, we decided that probably it's Jirovecii in healthy people. So you do not have such cases. We don't have these cases, and cotrimoxazole in the dose you give for pneumocystis is rather a good antibiotic. Yeah. Also for ordinary pathogens. That's why. Okay. I'm pretty sure. E nevoie să traducem ceva, o idee simplă sau nu? Nu. No. Thank you. Da, profesor Traian Mihaiescu, please. Do you have data about the spectrum of pneumonia in the immigrant population? Because you have a huge population of immigrants, 1 million in 1 year. They think some germs. We have some data from immigrants from Syria and other Arabic countries. With pneumonia, there seems to be no real problem, but with other infections, there are more multi-drug resistant pathogens, like in sepsis, septicemia, and gastrointestinal infections. Thank you so much. Doctor bun de vie după 10 ani de practică, așa eu cred. Dar mai este un lucru ca să devii doctor bun, trebuie să mergi într-o echipă bună. Echipă devotată, echipă motivată, unde salariile rămân același, dar oamenii lucrează cu totul și cu totul au randament. Unde specialiștii se răpândesc pe mapa mondii, v-am spus în Belgia, Tudor Toma în Marea Britanie. Echipa profesorului Traian Mihaiescu este o echipă deosebită în pneumologia românească și unul din specialiștii de forță, care se impune cu tot mai mult și mai multă forță, este domnul doctor Radu Crișan Dabija, pe care îl invităm și prezinte comunicarea dumneavoastră pe hipertensiunea pulmonară. Vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Domnul profesor Bodnar, vă mulțumesc pentru această introducere și vă mulțumesc și pentru că ați amintit de salariul meu, că n-am sunt și deprimat ca să... onorat prezidiu de profesorul. Vă mulțumesc în primul rând pentru deosebita onoare pe care mi-ați oferit-o de a participa la distinsa dumneavoastră conferință de medicină internă. Noi, cei care am făcut pneumologia, sigur, suntem sau mă rog, ne simțim extraordinar de onorați atunci când medicii interniști, cei care
știm și suntem conștienți că sub greul medicinei în general, am mare respect și vă mulțumesc pentru toată tot efortul dumneavoastră în lupta cu pacienții respiratori. Prezentarea de astăzi este despre hipertensiunea arterială pulmonară și un mic insight vis-a-vis de Programul Național de Hipertensiune din România și câteva date clinice. Îmi spuneți dacă mă auziți așa, fără microfon, sau trebuie să... Este cel mobil de... Da? Un microfon mai bine, ok. Câteva date despre hipertensiunea arterială pulmonară. N-ar vrea să dureze foarte mult. Sigur că ea se definește clar după ultimele ghiduri europene și mă refer aici după Dana Coetitele ATS-RS ca și o creștere a presiunii medii în artera pulmonară de peste 25 de mm pe oază pe scurt. Este o boală rară, sau ce obțin considerată o boală rară. Ceea ce vedem noi din ce în ce mai mult în zilele noastre este că, practic, hipertensiunea arterială pulmonară reprezintă o boală în creștere, cu o incidență crescută la câteva grupuri de risc, a bolnavii de SIDA și cei cu scleroză sistemică, dar afectează, iată, 15-20% de mii de locuitori. Prima oară a fost descrisă în timpul unei necropsii, în 1891. Deși este o boală rară, iată că este o boală care are o descendență transcentrică, practic recunoscută drept o entitate clinică separată, abia în 1951. Practic au trecut mai bine de 60 de ani până la prima recunoaștere, odată cu primul cateterism cardiac. Și sigur, în 1970, Organizația Mondială a Sănătății a reușit să definească trei categorii. Natural și fără tratament, patologia este extrem de mutilantă, este irreversibilă, are evoluție severă și este, mă rog, cauza principală a decesului acestor pacienților prin insuficiență cardiacă de altă. Este o boală greu de diagnosticat, pentru că de obicei, și iată rolul cardiologului și internistului, 2 ani de zile durează de la debut până la diagnosticare, mai ales datorită simptomelor cardiovasculare. Deci, practic, suferința inimii drepte adresează pacientul la medic, este tratată ca atare și sigur că supraviețuirea este foarte proastă sub tratament. În schimb, de la introducerea noilor opțiuni terapeutice, iată că speranța de viață crește foarte mult. Nu vreau să insist foarte mult, dar apropo de clasificarea hipertensiunii arteriale pulmonare, iată, avem 4 grupuri distincte, cu un grup adițional și ultimul grup, grupul al 5-lea, pus în evidență în urmă cu 2 ani și denumit hipertensiunea arterială cu mecanisme neclare. Adică cea care apare posibil datorită unor boli sistemice, boli hematologice sau boli metabolice. Dar în principal avem o hipertensiune arterială pulmonară dobândită ereditar, una idiopatică, indusă medicamentos sau asociată altor patologii sau, sigur, hipertensiunea arterială pulmonară prezentă anul născutului. Acest grup 1 de boli din hipertensiune arterială pulmonară este și grupul care prezintă cea mai frecventă adresare și locul în care sunt cei mai mulți pacienți. Sigur, există hipertensiune arterială pulmonară asociată progresiei naturale a altor patologii, ca de exemplu cea din BPOC, cea din patologia pulmonară interstițială. Dar aceea este o consecință, nu este o boală de sine stătătoare. Sigur că se poate clasifica din punct de vedere hemodinamic, una precapilară, una postcapilară, ușoară, moderată, severie. De fapt, aceasta este și clasificarea clinică în funcție de severitate, dar, repet, dacă nu avem cateterismul cardiac făcut, prin această clasificare nu mai are sensul. S-au definit și câțiva factori de risc în hipertensiunea pulmonară. Posibil expunerea la cocaină, la sunătoare, la antidepresivele selective de recaptare a serotoninei, puțin probabil fumatul, terapia estrogenă și contraceptive orale, dar factori de risc definiți, care sunt clar factori care duc la hipertensiune arterială pulmonară, există această aminorex, deci expunerea la aminorex, la fenfluramină, ulei de rapută și fenfluorex. Deci, iată că există și câțiva factori etiologici, ca și expunere profesională.
guvernat, sigur, de insuficiența cardiacă dreaptă, tabloul clinic este unul nespecific, cu simptome de put ușoare, care ulterior se agravează scăzând toleranța la efort, limitarea activităților zilnice și așa mai departe. Hemoptizia, fața pară, recompresiunea nervului la rângeu recurent, disfonie, fenomen de renou, tuse și, sigur, fenomene foarte grave care duc la moartea pacientului, cum ar fi stopul cardiorespirator. Examenul clinic al pacientului cu hipertensiune pulmonară nu este unul extrem de dificil. Sigur că avem, în primul rând, expunerea la semnele clinice cardiovasculare, ulterior cele respiratorii, cu edeme, hepatomegalie și așa mai departe. Din punct de vedere al electrocardiogramei, și în continuare vă voi da câteva date ale pacienților care sunt ai noștri în clinica de pneumologie, avem sigur deviația axială dreaptă, unde e mari, unde e mici în derivațiile anterioare, cu între ele mici în derivațiile posterioare, cu aspect de bloc de ram drept, subnivelări și semne de hipertensiune arterială, arterială dreaptă. Iată, electrocardiograma unui pacient inclus în programul de hipertensiune, în care se vede foarte clar că pacientul este totuși în ritm sinusal, dar cu importante semne de compensare cardiacă dreaptă, cu un P pulmonar imens, ascuțit, cu dilatarea arterială dreaptă și cu supra-solicitarea de ventricul. Alte explorări imagistice, avem radiografia toracică, care este la îndemâna absolut tuturor, putem să identificăm clasa de hipertensiune arterială făcând computer tomografie și în continuare, iată, câteva imagini ale obținute de la pacienții din portofoliul clinicii noastre. Creșterea de volum a silueti hilar, iată un cord imens cu mediastin răsit, aici la fel, o aberantă creștere a calibrului arteriei pulmonare cu creșterea butonului aortic, în fine, importantă cardiomegalie. Iată și aici această creștere imensă de volum a hilului pulmonar. Imagine CT, priviți practic această cardiomegalie importantă, cu clară demarcare stânga-dreapta și creșterea volumului a cavităților drepte. Sigur, există un protocol specific pentru computer tomografie. Trebuie neapărat de cu contrast artera pulmonară pentru a vedea și a diferenția eventualele embolii pulmonare. Trebuie făcute mai multe achiziții inspir-expir pentru caracterizarea perfuziei mozaic și demonstrarea insuficienței circulatorii drepte. Și sigur că avem nevoie de achiziții cardiovasculare la 120 de secunde pentru o pacifiere adenoasă. Dar definiția și creșterea și demonstrarea hipertensiunii arteriale pulmonare prin CT este practic făcut prin raportul calibrului arteriei pulmonare supra calibrul aortic, care sigur că este mult mărit în acest caz. Am pus aici mai multe imagini în care se vede altfel cu ochiul liber calibrul trunchiului arteriei pulmonare, dacă îl facem ca un raport supra calibrul aortic, este semnificativ crescut, semn clar de hipertensiunea arterială pulmonară și sigur hipertrofia ventriculului drept, care, mă rog, nici nu are sens să discutăm. Iată și acest aspect de perfuzie în mozaic, de care vă spuneam, cu arii de creștere a temării în geam mat și scăderea a temării în calibrului vascular. Foarte important, ecografia și ecografia Doppler, lucru la care dumneavoastră sunt convins că vă pricepeți mult mai mult decât m-aș pricepe eu, dar iată că avem aceleași semne de hipertensiune arterială pulmonară cu impact semnificativ asupra cordului drept. Iată aici o imagine ecocardiografică, nu știu dacă se vede foarte bine, cu o secțiune parasternală grax lung și se vede aici un ventricol drept mult, mult dilatat, împins către ventriculul stâng și fapt demonstrat de contactul valvei mitrale anterioare cu septul, practic. Și iată și aici un ventricol drept, o cavitate dreaptă mult mărită, care bombează spre ventriculul stâng și septul atrial stâng bombează spre septul atrial drept bombează spre septul atrial. Deci semne clare de supra-solicitare dreaptă. Diagnosticul de certitudine, vă spuneam, se pune strict prin cateterizarea cordului și, practic, se demonstrează această presiune în artera pulmonară medie peste 25 de mm coloana de mercur în repaus sau peste 30 la efort. Iar hipertensiunea arterială înseamnă creșterea presiunii în artera pulmonară. Iată, acesta este un scurt film care arată cum se face cateterizarea inimii drepte, practic este un transductor de presiune și se bazează strict pe principiul vaselor comunicat.
practic, presiunea care se modifică la nivelul inimii este tradusă prin acest transducător într-un semnal și astfel se măsoară această presiune. Cateterul se introduce prin vena cavă superioară, în inima dreaptă, în artera ulterioră, artera ventriculul drept, în artera pulmonară dreaptă și se măsoară presiunea în acest fel. Există și alte teste diagnostice pe care nu ar vrea să insistăm foarte mult, iar ca măsuri generale în tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare, sigur că activitatea fizică trebuie încurajată în limitatorul abilității. Sunt studii foarte serioase care arată activitatea fizică este și crește foarte mult calitatea vieții și prognosticul de mortalitate, scade prognosticul de mortalitate, alimentația hiposolată pentru că stresul inimii drepte trebuie diminuat la maxim și utilizarea beta-blocatorilor la fel cum și profilaxia infecțiilor prin vaccinarea antipneumococică și antigripală sezonieră este foarte importantă. Există o terapie suportivă, oxigenoterapia la domiciliu care reduce rezistența pulmonară vasculară. Înțeleg că acest lucru încă nu este reglementat, spunea domnul profesor Botan, la probabil că se fac eforturi în acest sens. Digoxinul și diuretice iarăși ajută foarte mult, dar am ajuns acolo unde, mă rog, la punctul culminant al acestei prezentări, medicația specifică antihipertensivă pulmonară și anume medicație care țintește practic trei căi care țin de mecanismul fiziopatologic al bolii. Calea endotelinei, calea oxidului nitric și calea prostaciclinei. Practic toate aceste trei căi sunt cele care odată împiedică fibrozarea intimă a tunicii vaselor pulmonare sau împiedicarea proliferării vasculare pulmonare. Dacă este să ne uităm la calea endotelinei, avem blocanți de receptori ETA și ETB, care sunt receptorii de endotelină, antagoniști, mă rog, de receptori de endotelină, care, practic, împiedică crearea hipertrofia musculară în vasele pulmonare. În calea oxidului nitric, avem un stimulator de guanilat ciclază, care, odată cu inhibitorii de fosfodiesterază 5, practic reduc riscul de antiproliferare și vasodilatație. Iar în calea prostaciclinei, acești prostanoinți, care la fel reduc vasodilatația a nivelului arterelor pulmonare intime. Există aceste trei clase de medicamente și acești produși care sunt disponibili în Uniunea Europeană, o parte dintre ei sunt disponibili și în România. Dintre prostaciclini de sinteză și analogii prostaciclinei, nu avem aprobat niciunul dintre aceste medicamente. Singurele medicamente aprobate pentru Programul Național de Control al Hipertensiunii Arteriale Pulmonare sunt antagoniști de endotelină și de fosfodiesterază 5. Cu specificația că a existat, am prezentat o perioadă, acum sunt discuții pentru reintroducerea sa. Accesul în România este strict, vă spuneam, Posentan, Sildenafil, am prezentat până în 2015, din 2015 a fost retras, probabil că se va reintroduce, Macitentan și Riociguat. Practic, aceste molecule sunt în Programul Național de Control de Hipertensiunea Arterială Pulmonare, pentru care pacienții îl primesc în mod gratuit, prin includerea în program. Sigur, este terapia curativă de transplant și cardiopulmonar sau pulmonar, la care pacienții noștri au acces destul de puțin. Prognosticul este, vă spuneam, nefavorabil și semnele de prognostic nefavorabil, semne că pacientul va merge rău și mai rău, este scăderea toleranței la efort demonstrată pe test de mers la 6 minute mai puțin de 100 de metri, semne clinice de insuficiență cardiacă de altă progresivă, faptul că pacientul face sincope, nivel plasmatic de hormonul momente probleme, hormonul natriuretic crescut și care continuă să crească sub tratament, revărsat de cardic și sigur că efortul cardiopulmonar presiunea noastră drept. Registrul Național de Hipertensiune Arterială Pulmonară, Registrul din România, este un proiect inițiat în anul 2008. S-a făcut inițial la centrul Marius Nastav, un obiectiv pilot pentru includerea tuturor pacienților
Este o bază de date securizată cu acces la, la care au acces toți profesioniștii din domeniul sanitar. El are o activitate clinică, una administrativă și una științifică, pe care putem prelucra aceste date. Accesul este prin interfață web, cu conturile personalizate și, sigur, se garantează proprietatea intelectuală a fiecărui centru. Permite accesare în timp real și, sigur, putem să scoatem de acolo și rapoarte pe pacient, în fine, pe o anumită perioadă de timp. Există câteva centre în România, practic, cele cu roșu sunt pentru adulți, cele cu roșu, mă rog, cu albastru sunt și pentru copii. La Iași este, singurul centru este la Spitalul Clinic de Pneumologie din Iași, spitalul unde lucrez și eu, și coordonatorul regional este domnul profesor Mihăescu, cu câțiva colaboratori, doamna doctor Tesoianu, în primul rând, plan secund sunt și eu, ca și, când spunem colaborator, adică acceptăm pacienți care sunt incluși în acest program și care continuă tratamentul cu moleculele amintite. Tratamentul este extrem de scump, de aceea includerea în program trebuie făcută cu foarte, foarte, foarte mare atenție, fiindcă este un program național, Casa de Asigurări controlează o dată la 3 luni, deci nu ne așteptăm, știm sigur că vine o dată la 3 luni Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a vedea exact care, dacă am respectat criteriile de includere în programul național. Structura registrului, în fine, este una destul de complexă. Practic, putem avea un raport pe pacient, dar știți, și rapoartele acestea făcute pe pacient sunt dependente de un lucru foarte important. Medicul care introduce date. Dacă medicii nu introduc date, nu avem rapoarte pe foarte bune pe pacient. Practic, conține toți pacienții incluși în Programul Național de Hipertensiune Arterială, dar implicit includerea acestor pacienți înseamnă și urmărirea lor și o muncă în plus de a tot pune date acolo. Iată, am pus și așa câteva imagini cu registru, deci cam așa arată interfața web, în fine, este un utilizator, o parolă, aici arată și numărul de includere fiecare an. Iată, aceasta, spre exemplu, este o pacientă, mă rog, interfața de administrare a unui paciente, avem CNP-ul pacienților, poate că slide-ul ăsta n-am fost foarte atent și am lăsat așa, îmi pare rău, că am văzut date personale de pacienților. Putem să vedem evoluția în funcție dispneiei, în fine, distanță de metru 6 minute, ecografia, practic, sunt foarte multe date pe care le putem vedea. Și Programul Național de Hipertensiune Arterială Pulmonară, pentru includere în program, deci, practic, nu toate formele, vă spuneam de la început, de hipertensiune arterială pulmonară beneficiază de Programul Național, deci de medicație antihipertensivă. Avem strict hipertensiunea, sigur, idiopatică sau familiară, asta intră automat, asociată de colagenozelor, hipertensiunea cu defecte cardiace și șunt stânga-dreapta și, sigur, cu sindrom Eisenmenger și defecte rezentare aferente, și hipertensiune de cauză tromboembolică, fără indicație de tromboendarterectomie, doar riocigoată. Deci, practic, avem strict riocigoată, este pentru acești pacienți. În rest, celelalte molecule, sigur. Iată și câteva criterii de includere. Nu vreau să fiu foarte, mă rog, să le citim pe toate. Avem criterii de includere, criterii de excludere. Vă pun la dispoziție această prezentare, dacă doriți să o analizați ulterior. Sigur, formă idiopatică familială, asta asociată cu colagenoze, trebuie să aibă o vârstă între 18 și 70 de ani, deci practic peste 70 de ani sau sub 18 ani, Programul Național pentru adulți, când noi avem partea de adulți, nu include pacienți. Trebuie să fie în clasă funcțională 2 sau 4, 2, de la 2 până la 4 NIHA. Și, sigur, să aibă date de risc cardiac drept cu o presiune medie în artera pulmonară de peste 35 de milimetri coloană de mercur. Pacienți cu test de mers la 6 minute efectuat inițial peste 100 de metri, dar mai mic de 450. Și să fie inclus, sigur, în program, în Registrul Național. Avem și criterii de excludere. Pacienți cu entități nespecificate, deci dacă avem o hipertensiune arterială pulmonară care nu este idiopatică, dar a cărei cauză nu poate fi demonstrată, iar nu se exclud, cu boli cardiace congenitale altele decât cele precizate, în fine, cu boli cortului stâng și așa mai departe.
Avem aici un număr de pacienți tratați. Datele sunt destul de vechi, dar așa ca să vedeți progresia. În centru Iași avem date ultime, date din 2017, deocamdată. Pe total, cred că am inclus undeva la 70 de pacienți. Acum sunt în tratament 44, o parte dintre ei au renunțat la tratament, altă parte sigur că au decedat, pentru că evoluția naturală din nefericire este spre deces a bolii, dar dinamica este, mă rog, progresivă. Cred că sunt doi pacienți din Republica Moldova, care se tratează la Iași, care au obținut cetățenie română și au putut intra în program. Ca și în funcție de patologie, sigur, cea mai mare parte a patologiei este formă idiopatică, dar sunt împărțite cam jumătate-jumătate, 20, ceea ce tratăm în momentul de față, 44-20, cu idiopatică secundară și o mare parte dintre aceștia sunt cu defecte septale, fie atriale, fie ventriculare. 6% dintre pacienți sunt cu ventricul unic. Deci o condiție congenitală destul de importantă. Iar ca și medicația administrată, mare parte dintre pacienți este fie pe inhibitor de fosfodiesterază 5, Repatio, care este sildenafil, sau sau terapie combinată Repatio și cu Tracleer. Iată, avem și un pacient inițiat încă de anul acesta, o pacientă care a cărei formă de hipertensiune a fost rezistentă la tratament, la terapia combinată anterior. Pacienta a dezvoltat între timp și hepatită cu virus hepatitic C și a fost trecută de pe combinația Repatio cu Tracleer pe combinația macitentan-cicuat, Adempat și Opsumit. Știu că asta trezește cel mai mult audiența în concluzie. Deci, în concluzie, hipertensiunea arterială pulmonară are un management clinic dificil și cu niște costuri foarte mari, de aceea trebuie să fim foarte atenți la includerea pacienților în program. Este o continuă expansiune acest program național de hipertensiune arterială și sigur că designul lui poate fi foarte ușor reprodus la nivelul oricărei case de asigurări. Este o necesitate și am observat și asta ca o concluzie personală, există o creștere a numărului de adresări de pacienți. Sigur, vorbim de puțini pacienți, că este și o boală rară, dar chiar și boală rară fiind, numărul a crescut destul de mult, la care la adresare gravitatea bolii este importantă. Tocmai de aceea necesitatea unui tratament imediat se impune și crește foarte mult rata de supraviețuire. Transplantul pulmonar, în ceea ce privește pacienții din România, s-au făcut câteva. Chiar noi, clinica noastră, am adresat o pacientă. În România nu se face. Este o discuție. Sunt discuții extraordinar de extensive și nu avem timp să le detaliez acum de transplantul pulmonar în România, în București. Până acum, pacienții transplantați au fost la Viena, la AKH, dintr-un motiv pe care, mă rog, momentan chiar nu cunosc, explanturile de, mă rog, au încetat și transplanturile din România au, deocamdată sunt puse într-o listă de așteptare, nu cunosc foarte multe amănunte. Știu doar că criteriile sunt foarte stricte și am avut un succes cu un pacient cu hipertensiune pulmonară din județul Suceava, care a fost transplantat, dar nu l-am mai urmărit noi și nu știu ce s-a mai întâmplat cu el și mai mulți pacienți refuzați. Eu vă mulțumesc și vă invit pe canalul acest produs pentru a vedea mai multe videouri despre hipertensiunea arterială. Mulțumesc, domnul doctor Dabiza, vă felicit pentru prezentarea exhaustivă, foarte interesantă pentru noi, cu date concrete din programul național din Iași. Comentariul meu era despre pacienți din Republica Moldova, fiindcă rigorile sunt mari, Casa Națională de Asigurări nu permite din alte țări pacienții ăștia, unul și-a făcut, dar unul avea cetățenie românească. Dar unul și-a făcut intenționat, este în program. Noi l-am discutat la seminar împreună cu domn profesor Bogdan Merlon, cu doamna Tesloianu. La el nu s-a confirmat forma cea mai urâtă de boala venoocluzivă, dacă țineți minte, biopsie. Eu, în contrator, știu ambii pacienți, pentru că vin la noi în clinică, eu
tinerețea mea am lucrat cu Lupeța Petreanu ca medic rezident, ulterior am rămas practic în același pacient, iar programul știu chiar de la început, așa este. Dar prima condiție, și asta pentru toți colegii, este că, sigur, pacientul să dobândească, să aibă în fine, sau să aplice în cetățenie română, pentru că este strict programul național de hipertensiune arterială pulmonară. Ulterior, foarte important, și asta, apropo, și pentru cazurile pe care poate o să ne mai adresați, cateterismul inimii drepte este o condiție clară și sine qua non, deci, practic, nu se poate face cateterism, și fără demonstrarea creșterii presiunii în artera pulmonară și cred, s-ar putea să nu greșesc, că este mai ușor de făcut la Chișinău decât la Iași. Cred, nu știu. Avem și noi dificultățile noastre. Despre operați la Viena pentru trombarterectomie. Câte cazuri? Câte cazuri au făcut intervenții? Eu mă refer la intervenția chirurgicală care domnul doctor Dabija a punctat-o la pacienții cu hipertensiunea tromboembolică. Eu citeam cursul ăsta la student 10 ani în urmă, spuneam mortalitatea e foarte mare în intervenție, 50%, 40%, dar dacă ai supraviețuit, ai scăpat de hipertensiune pulmonară. Acum mortalitatea e mult mai josă. Câți pacienți ați operat? Eu știu un singur pacient care a lăsat la Viena, nu știu, corectați-mă la video acesta. Da, la Timișoara avem profesori de la Viena și operează așa ceva, dar n-am trimis noi. Ok. Deci eu știu un singur caz adresat la Viena care a fost operat și care merge foarte bine, nici nu mai a tratament. Unul singur. Dar asta v-am spus la Timișoara, sigur există această colaborare și practic vin acolo, nu mai trebuie să mai dă pe pacienții. Dacă cineva încă mai dorește o întrebare, scurt, domn profesor, vă rog. Domn profesor, mă interesează prin ce metode de cateterism folosit sau, să zicem, ce catetere, radioopac sau și profesor, laborator special. Ca să fiu un troll până la capăt, apropo de trolii de conferință, noi suntem cei care au băut cerneala și nu ne-am făcut cardiologi intervenționiști și noi, practic, primim pacientul cu raportul ăsta. În general, cateterismul cardiac drept se face la Institutul Ivor Cardiovascular din Iași și, din câte știu eu, îl fac radioasistat. Deci... Și-l face domnul doctor Nedelciuc, care este din Republica Moldova. Da, sigur, Igor îl cunoaște toată lumea. Da, domnul profesor Nedelciuc, la Institutul Cardiologic, bine, sigur, face Spitalul Floreasca, face și Fundeniu, face IBCV-ul din București, dar la noi, la Iași, nu știu să-i urmează o cateterie asta de o fac. Dar noi, practic, suntem aia care ne uităm la raport. 30 de secunde îmi permit despre cateterismul inimii drepte. Eu am rezidenți de-ai mei care lucrează, unul lucrează în Florida, altul lucrează în Washington, intervenționaliști. Fac inclusiv surplasare de valve pe aortă. Discutând cu dânșa astăvară, spuneau, dar nu ne place cateterismul inimii drepte. Este foarte prost plătit, $200, ai o mulțime de consum de timp, noi mai bine facem 3 stentări în timpul ăsta. Deci chiar și în Statele Unite evită cateterismul inimii drepte, care este foarte consumator de timp, de efort, ne mai vorbim de la noi, la periferie, în fel și chip să încearcă să zic că nu-i posibil. Trebuie insistență. Foarte interesantă discuția, mulțumim încă o dată echipei, domn profesor Traian Mihaiescu, domnul doctor Dabija. Următoarea echipă vine domn profesor Matkovski și doamna confidențial, doctor Tatiana Dumitraș, cu actualități în diagnosticul pneumoniilor comunitare. Eu sper că o să avem timp să abordăm și durata tratamentului și... Poftim, doamnă conferențiar. Bună dimineața, onorați membri ai prezidiului, estimată asistentă. În raportul de astăzi, actualități în diagnosticul pneumoniilor comunitare, vom încerca să abordăm unele aspecte referitoare la
pneumonii comunitare dezvoltate în afara spitalului sau diagnosticate în primele 48 ore de la internare la un pacient non-imunocompromis. Și anume, vom vorbi despre date epidemiologice, actualități în diagnosticul etiologic al pneumoniilor comunitare, biomarkeri, scoruri de severitate și ultrasonografia doraciului în diagnosticul pneumoniilor comunitare. Referindu-ne la incidența în țările Uniunii Europene, vom menționa că aceasta variază de la 1,7 la 1000 populații în țările precum Spania, Italia, până la 11,6 la 1000 populații în Finlanda. Dintre toți acești pacienți, 20-40% ajung să fie spitalizați, iar mortalitatea prin pneumonii comunitare este de 10 cazuri la 100.000 populații în rândul femeilor și 17 cazuri la 100.000 populații în rândul bărbaților. Rata mortalității variază în diferite studii, de la 1 până la 48%, evident că este mult crescută la pacienții vârstnici cu multiple comorbidități și la cei spitalizați în secțiile de terapie intensivă. Incidența pneumoniilor în Republica Moldova în ultimii ani variază de la 4,3% la 5,9% la 1000 populații, iar din 2012 până în 2016 n-a depășit pragul de 4,9 la 1000 populații. Referindu-ne la etiologia pneumoniilor comunitare în țările Uniunii Europene, vom prezenta aici o meta-analiză a lui Tobias Velte, din care se observă că în majoritatea țărilor agentul patogen dominant este Streptococcus pneumoniae și incidența este în special înaltă în țările precum Finlanda, Elveția, Olanda și Germania, până la 68%, însă sunt studii, de exemplu, din Slovenia, unde pe prim plan se plasează agenții atipici, cum ar fi deci din Slovenia, și un studiu din Italia ne arată ponderea mai crescută a agenților gram negativ și încă un moment important de relatat este că în pofida tuturor eforturilor diagnostice, agentul patogen rămâne diagnosticat de la 35 până la 77% din cazuri. Iar dacă distribuim această structură etiologică în conformitate cu sediul de îngrijire medicală, în țările Uniunii Europene, iarăși atât în ambulator, cât și în spital, cât și în secție terapie intensivă, pe prim plan vine Streptococcus pneumoniae, iar referindu-ne la ceilalți agenți patogeni, să zicem, halamidofila pneumoniei prevalează în mediul extraspitalicesc, scăzând spre secție terapie intensivă și viceversa. Legionella species este zero în mediul extraspitalicesc până la 12% în terapie intensivă. Aceeași aproximativ tendință se remarcă și în datele locale, în structura etiologică a pneumoniilor comunitare prevalează fluorogram pozitiv, focigram pozitiv, în primul rând, Streptococcus pneumoniae, dar, să zicem, în mediul intraspitalicesc, înspre terapie intensivă, crește frecvența legionella pneumofila de la 1,2 până la 6 în terapie intensivă și observați că în aproape jumătate din cazuri agentul etiologic n-a fost diagnosticat. Care sunt tendințele contemporane în diagnosticul microbiologic? Tendința este ca să se micșoreze durata examenului microbiologic, să fie micșorată perioada tratamentului empiric. Și pentru aceasta se propun și se implementează sisteme automat de însămânțare bacteriologică, sisteme automate de identificare și determinare a sensibilității microorganismelor la
antibacteriene și metode de mass spectrometrie pentru identificarea microorganismelor de genul MALDI-TOF, tradus ca Matrix Assisted Laser Desionization Time of Flight, deci, care permite scurtarea acestei perioade de așteptare cu cel puțin 2 zile. Rămâne actuală determinarea antigenelor urinari pentru Streptococcus pneumoniae și Legionella pneumophila, în special prin metoda imunocromatografică, care a fost și este valabilă și în Republica Moldova, vorbim despre Institutul de Fiziopneumologie. Conform studiilor publicate, acuratețea diagnostică pentru această metodă, dacă vorbim despre antigenul urinar al Streptococcus pneumoniae, sensibilitatea este de 74% și specificitatea de 97%. Iar dacă vorbim despre antigenul urinar solubil al Legionella pneumophila serogrupul 1, sensibilitatea de 80% și specificitatea de 99%. O altă tendință este extinderea tot mai mare a diagnosticului molecular al microorganismelor. Vorbim despre real-time PCR, reacție de polimerizare în lanț și diferite derivații ale acestea. De exemplu, identificarea monomicrobiană cu determinarea simultană a sensibilității rezistenței a microorganismului, de exemplu, automat expert MRSA. Deci automat rapid se determină prezența Staphylococcus aureus și simultan sensibilitatea sau rezistența la meticilină. În ultimii ani, tot mai multe studii se publică în care se aplică paneluri de tip PCR multiplex, în care simultan, prin metoda PCR, se determină o serie de patogeni respiratorii, de exemplu, Film Array Respiratory Panel cu 17 virusuri respiratorii și 3 bacterii simultan. Drept exemplu, vă prezentăm studiul publicat de Gatsby și colegii, în care s-a comparat metoda PCR multiplex cu cea bacteriologică tradițională. Prin metoda PCR multiplex în acest studiu s-au determinat simultan 26 de patogeni respiratorii, inclusiv 17 virusuri respiratorii. Vedeți că deci, prin metoda PCR agentul a fost diagnosticat în aproape 87% și bacteriologia tradițională a furnizat rezultate în 39%. În ajutorul diagnostic ne vin și biomarkerii. Cel mai exhaustiv studiate au fost proteina C-reactivă și procalcitonina, care în diverse studii a fost apreciați ca și markeri ai sepsis, predictori ai evoluției severe, predictori ai etiologiei bacteriene și sunt folosiți pentru monitorizarea eficacității și duratei antibioterapiei. Din fericire, în terapie intensivă a clinicii unde activă, avem posibilitatea să lucrăm și cu procalcitonina în aprecierea acestea și semicantitativă și cantitativă. În afară de proteina C-reactivă și procalcitonină, au fost studiați ca și biomarkeri în pneumonii proadrenomedulina, BNP, didimer, copeptin, cortizol. Deși BNP tradițional se consideră marker al insuficienței cardiace, dar a fost studiat și în pneumonii ca și predictor al evoluției nefavorabile, iar didimer tradițional considerat ca și marker al evenimentelor trombotice, poate fi crescut în pneumonie, deoarece reprezintă un produs al degradării fibrinii. Interleuchinile 6, 10, lipopolisaccharide binding protein a fost demonstrat că corelează, nivelurile ridicaților corelează cu scorul CRP65. Drept exemplu al aplicării procalcitonine și proteine C reactive, vă prezentăm studiul publicat în 2014, în care valorile proteinei C reactive și a procalcitonine au fost studiate în pneumoniile bacteriene, virale și mixte,
viral bacteriene. S-a demonstrat că valorile proteinice reactive peste 26 mg la decalitru și ale procalcitonine peste 2 nanogram la mililitru sunt predictori a etiologiei mixte viral-bacteriene. Referindu-ne la un alt biomarker pro-adrenomedulină, deci într-un studiu efectuat de Belo Salvador și colegii, în care s-au comparat patru biomarkeri, precum pro-adrenomedulină, procalcitonină, proteină C reactivă și numărul de leucocite, s-a demonstrat că doar pro-adrenomedulină corelează fidel cu clasele de severitate conform scorului PCI, Pneumonia Severe Index. În același timp s-a demonstrat că din toți acești patru biomarkeri studiați, doar pro-adrenomedulină, atât conform analizei univariate, cât și analizei multivariate, corelează cu dezvoltarea complicațiilor. Este important de menționat că în majoritatea scorurilor, mai bine zis în Pneumonia Severity Index, un criteriu aparte de severitate este hiperglicemia la internare. Și hiperglicemie, în general, se acordă o mult mai mare atenție decât hipoglicemie. De ce am considerat de cuvință să prezint un studiu publicat de Gam și colegii în American Journal of Medicine, în care au intrat 1996 de pacienți din 6 spitale din SUA și Canada. Conform acestui studiu, glicemia la internare sub 4 mmol la litru a fost asociată cu mortalitatea crescută prin pneumonie atât pe parcursul spitalizării, cât și la 30 de zile, cât și la un an de zile. Vorbind despre scorul de severitate în pneumonie, remarcăm că sunt o serie întreagă de scoruri care determină sediul de îngrijire medicală, prezic mortalitatea, necesitatea internării în terapie intensivă, evoluția la pacienții internați în terapie intensivă. Spre exemplu, PSI, Pneumonia Severity Index, sărbătorim deja 20 de ani de la implementarea acestuia, este un scor foarte detalizat, cu 20 de parametri demografice, comorbidități clinice, paraclinice, care stratifică conform punctajul acumulat pacienții în 5 clase de severitate, însă ca și aplicarea practică întâmpină anumite dificultăți ca să îți ia mult timp ca să calculezi și trebuie să ai la mână toți parametrii care se cer în acest scor. Autorii care l-au elaborat, așa și l-au denumit, cu Pneumonia Severity Index, cu mai mare acurateți prezice pacienții cu un risc scăzut. Și viceversa, deci scorul CURB-65, care apropo intră și în protocolul clinic național, elaborat de Lim și colegii, Societatea Britanică Toracală, acest scor se consideră că mai bine prezice pacienții cu risc înalt. Derivatele de scorul CURB-65, CRB-65 și altele sunt mai ușor de folosit în practică medicală, nu necesită măsurarea ureii și dacă vorbim de scoruri mai recente, cum ar fi RIA, EQ4PRO, astea se referă mai exact la pacienții internați în terapie intensivă și pronosticul la acești pacienți. Un studiu efectuat de Coldes și colegii din Hapnets Group. Hapnets este rețeaua pan-germană de studiere a pneumoniilor. A propus o derivație de la scorul CRB-65, așa numitul DC-CRB-65, în care la tradiționalele confuzii mentală, tahipnie, hipotensiune și vârsta pacientului peste 65 de ani, s-au propus criteriul de prezența comorbidităților și saturația cu oxigen sub 90%. În rezultat s-a demonstrat că scorul de CRB-65 cu mai mare acuratețe prezice mortalitatea de 28 zile,
și nu este mai inferior în, și cu mai mare acuratețe prezice necesitatea ventilației mecanice și a vazopresurilor în comparație cu scorul CRP-65. Aportul savanților autohtoni în evaluarea scorilor de severitate este unul incontestabil. Astfel, dr. Chesov și colegii au evaluat scorurile precum SCAP, SMRT-CO, ETC și CAP-PRO la pacienții spitalizați cu pneumoniile virale. În concluzie, autorii au demonstrat că scorul SMRT-CO prezintă cea mai bună performanță atât în evaluarea riscului survenirii decesului la pacienții cu pneumonie gripale AH1N1, cât și au demonstrat acuratețea maximă în evaluarea necesității aplicării ventilației mecanice. Acest scor este prezentat în slide, constă din 6 criterii. În fiecare criteriu se oferă un număr de puncte și dacă pacientul acumulează 2 puncte și mai mult, este recomandată internarea în terapie intensivă. Și să admitem că un asemenea pacient cu scorul SMRT-CO peste 2 puncte este internat în terapie intensivă, radiografia toracului prezentată în slide. Ne punem câteva întrebări. Pacientul este în edem pulmonar, poate fi și o pneumonie, dar poate și o pleurezie pe stângă, dar poate și o embolie pulmonară. Cum rezolvăm situația cu pacientul într-o unitate de urgență, în unitate de primire urgență, în terapie intensivă? Asemenea, situații deci sunt în fiecare spital și pentru ajutarea doctorului în asemenea situații, Daniel Lichtenstein și colegii au propus așa numitul Blue Protocol, derivat de la Bedside Lung Ultrasound in Emergency. Conform acestui Blue Protocol, există câteva profiluri ecografice, de exemplu, profil plămân normal, профил едем пулмонар, профил пневмония, эмболизм пулмонар, пневмоторачи и экзачерпария АБПЧО сау астмолуй бронхит. Астфел, ин конформитате ку протоколу БЛУ, дака паченту думняфастры ла имаджини екографика аравя кутива консолидери ла марджиня ку тисут нормал и марджиня супериора консолидери vedem linia pleurală, iar în interiorul opacității vom găsi imagini definite de Daniel Lichtenstein ca aerobronchogramă sonografică, se propune diagnostic de pneumonie. Iar dacă la ecografie pulmonară vedem mai mult de 5 B-linii pe câmp vizual și linia pleurală este ștearsă cu imagini uniforme, se propune chiar să detalizăm diagnostic de edem pulmonar, conferindu-i, deci, edem pulmonar non-cardiogen sau de stres respiratorii. Linia pleurală clară, în prezență a mai mult de 5 beta-linii pe imagine, iar permite să presupunem un edem pulmonar cardiogen conform acestui protocol. Prezența imaginilor hipoecogene subpleurale triunghiulare ar sugera în contextul clinic respectiv diagnosticul de tromboembolism pulmonar, însă Lichtenstein și colegii insistă ca să se facă în acest caz neapărat și o ecocardiografie cu precizare presiunii sistolice în arteria pulmonară și a cavităților drepte și doplerografia vazilor. Imaginea anecogenă la limită cu diafragm sugerează prezența epanșamentului pleural. Deci ultrasonografia toracului în pneumonie comunitare a fost studiată în câteva studii, o meta-analiză publicată de Chavez și colegii ne spune că sensibilitatea și specificitatea metodei ar fi destul de înaltă, adică 92% versus 92%
10%, însă dacă ne uităm mai detaliat peste studiile acestea, vedem că sunt studii unde sensibilitatea și specificitatea metodei este de 68% adică mult mai joasă și chiar este și de 57% specificitate. În general, această metanaliză a trezit discuții largi în literatură de specialitate, chiar cu 2 ani mai târziu a fost publicat un studiu efectuat de D'Amato și colegii, în care s-a studiat ultrasonografia toracului versus radiografia toracului în diagnosticul pneumoniilor comunitare. Astfel s-a demonstrat că ultrasonografia toracului a fost capabilă să detecteze consolidare pulmonară în 73,5% din cazuri confirmate la radiografie toracului, deci rezultatele fals negative au avut în 26,5%. Drept exemplu, autorii prezintă un caz clinic în care la radiografie toracului vedem clar consolidare în lobul superior drept, confirmat la tomografie toracului, iar pe ecografie doar într-un singur locus sunt niște zone mici de consolidare subpleurală și se confirmă epanșament pleural prezent și la tomografie computerizată. Prin urmare, autorii consideră tomografie computerizată standardul de aur în diagnosticul consolidării pulmonare. Sumând datele literaturii din specialitate, vom menționa avantajele și dezavantajele acestei metode. Evident că este posibil diagnosticul epanșamentului pleural în volume mici și toracocinteză epochidată, vizionarea și biopsierea epochidată a nodulilor subpleurali, examinarea pacientului în dinamică ordică, teoria este posibilă la patul pacientului, detectarea pneumoniilor radiologic negative conform unor studii, diagnosticul pneumotoracului. Опоненții методи консидерят, că conform acestei e posibilă vizionarea doar a unei porțiuni a cutiei toracice, vizionarea focarului pneumonic apropiat de suprafață pleurii, dificultatea diferențierii atelectaziei de pneumonie la pacienții ventilați, dificultatea diagnosticării pneumoniei interstițiale, de exemplu, pneumonie virale, pneumonie prin agenții atipici, imposibilitatea diferențierii pneumoniei de cancer pulmonar. În speranța că am atins obiectivele propuse, vă mulțumesc pentru atenție. Bravo! Foarte interesante date, foarte bine analizate, cu, se vede ca experiență dumneavoastră în domeniu. Dar hai să întreb dumneavoastră când ai voie, la câți pacienți voi faceți ultrasonografia în pneumonie? Afară de colecție lichidiene, iau direct pentru infiltrație. Nu avem... Mulțumate, domnule profesor, deci nu avem experiență de ultrasonografie în pneumonie. Și desigur că ne-am interesat cum am putea avansa în această metodă. În primul rând, e nevoie și de un transductor altfel decât cel care este în majoritatea secțiilor cu 3,55 MHz, acela costă și deocamdată instituția noastră nu l-are la dispoziție, dar sper că vom face mai mult în acest domeniu și chiar consider că ceva este și o spargere de gheață, mă refer la acele schimbări care au fost introduse în programul de rezidențiat medicină internă. În acest an a absolvit prima promoție de rezidenți care au avut ocazia să facă bazele ecografiei. Un foarte scurt curs care ni s-a permis, dar grație faptului că ne-a acceptat Centrul de Simulare Medicală și cu ajutor foarte activ al doamnei domnului. Întrebarea mea foarte scurtă, în urmă, dar continui da. Lecția. Scuzați. Da. Scuzați. Hai să încercăm să ridicăm mâna. Cine face dintre noi ecografia toracelor pentru infiltrație, nu pentru lichid? O să apară vreo mână în sală. Eu intuiesc că niciuna.
Cineva folosește? Nu. No. Asta e situația în Moldova. Ca să vă zic, la Institutul de Ftiziopneumologie, chirurgii care au experiență foarte mare în diagnosticarea colecțiilor pleurale prin radiografii, abia ultimii 2-3 ani au acceptat ecografia toracelui pentru localizarea colecțiilor. Lor le era mai simplu să meargă la radioscopie, să primească rază de pacientul, să primească rază și ei. La ziua de azi nu sunt chiar așa de scumpi, nu e catastrofă un ecograf, e 15.000 de euro, adică e ceva accesibil. Și dacă se cumpără un ecocardiograf, dar ecocardiografii sunt în toate spitalele, să mai e un transductor special pentru, deci, nu știu, beta, parcă n-ai semnalat, eu aș mai semnala și faptul că acolo se vede posibilitatea diferențierii de tromboembolism. Fiindcă se evaluează și circuitul. Adică nu doar se vede infiltrația, dar îi pot spune este cu circuit sau fără circuit sanguin, circulație sanguină. Asta e situația la noi în Moldova și chiar mă bucur, dumneata ai accentuat atât de mult, că trebuie să o practicăm, trebuie să fim existenți. Dacă sunt întrebări altele la doamna conferențiar Dumitraș, ce ține de diagnosticul pneumoniilor. Vă rog, întrebări, comentarii? La noi pneumonii din echipa? Ah, ok, ea o să discut în... Mulțumesc încă o dată, felicitări pentru prezentarea foarte interesantă. Stimați colegi, eu am înțeles că noi mai avem 10, poate chiar 15 minute pentru discuții. Așa că vă invit, cine din dumneavoastră dorește să participe în discuții pe marginea tuturor rapoartelor prezentate, cu opinii, cu concluzii, cu sugestii la cele abordate. Văd că nimeni nu, dacă dați-mi voi... Da, vă rog, domn profesor, vă rog. Pentru dumneavoastră, spune. Da. Am vorbit de pneumologie, de respirologie, fără să vorbim despre tuberculoză, cred. Ok. Foarte bine. Vă mulțumesc, domn profesor, că mi-ați dedicat mingea la fileu. La mine au mai rămas vreo 30 diapozitive, care eu n-am reușit, nu m-am încadrat, fiindcă am făcut așa o incursiune în filosofia medicinii. Sigur că pneumologie este și ftiziatrie, este și tuberculoză. La noi situația e mai urâtă și dumneavoastră cunoașteți foarte bine. Noi am rămas cu două specialități. Noi avem pneumologie și ftiziopneumologie, inclusiv două catedre. Adică avem pneumologi care se ocupă exclusiv de tuberculoză și avem pneumologi care facem pneumologie și inclusiv tuberculoză. Eu în fiecare vizită văd 5-6-8 bolnavi de tuberculoză. Cealaltă catedră face doar ftiziatrie. Mie îmi place cum zice Florin, profesorul Florin Michalțan, i-am zis, eu am scăpat de, cum zice el, molima, nu de molima, de blestemul ftiziei. Noi suntem pneumologi de adevărat. La noi până ce nu se reușește. Noutățile care am vrut să le arăt, am vrut să arăt faptul că a apărut GeneXpert. Noi avem foarte multe, eu nu știu, în România sunt mult mai puțin decât la noi, GeneXpert. 56. 56, da. La dumneavoastră 23, nu? Care nu lucrează. Nu lucrează, care nu lucrează. Deci noi suntem foarte dotați. Acum apare GeneXpert cu sensibilitate pentru linia a doua, asta e lucrare. O mai apărut lucrarea, ultima noutate care am vrut să spun cu tuberculoza, a fost comunicarea asta că schema scurtă, schema Bangladesh nu se confirmă. Așa e? Nu se confirmă în unele populații decât cea originală. Dumneavoastră cunoașteți tuberculoza multidrog rezistent, asta sunt 2 ani de tratament. Inclusiv intravenos, la noi bolnavii n-au porturi. Deci tratamentele astea dureroase, noi nu le punem porturi, sunt toate intravenoase. Era o schemă în Bangladesh care a arătat eficiența 9 luni, totuși sunt lucruri absolut diferite. Și a apărut acum o lucrare, eu nu o țin minte acum, care nu confirmă.
Și una din explicații era sensibilitatea diferită a medereului, altă genetică a micobacterii. Deci noi suntem implicați în tuberculoză, că a plecat doctorul Chesov, el colaborează foarte mult cu centrul din Borstel, din Germania, cu profesorul Lange. Dar mai avem niște... foarte bună întrebarea dumneavoastră, că nu există pneumologie fără tuberculoză, dar, uitați-vă, și pneumolog nu vor să vină pentru că, în principiu, la noi, în multe raioane, sunt doctorii doar în tuberculoză. Nu fac astm bronhic, nu fac pneumonie, nu fac nimic decât tuberculoză. Cumva eu nu stimulat lucrul ăsta, nu vede o perspectivă, vede. Dacă a răspuns, dacă faceți numai tuberculoza, adică să pricepeți la tuberculoza genitală, fizicală, renală, la toată tuberculoza? Toată tuberculoza. Nu. În raion nu. Atunci medicina internă trebuie să facă tuberculoza. În raion nu. Noi avem câțiva specialiști în institut, unde se ocupă de tuberculoză extra respiratorie, extra toracică. O altă care lucru am vrut să subliniez cu tuberculoza. Noi suntem foarte dotați, noi suntem cel mai bun laborator din Europa, unul dintre cele mai bune dotate, dar ordine în sistem noi. Dumneavoastră știți catastrofa care s-a întâmplat anul ăsta. De ce au fost schimbări la nivel de conducere a institutului? 5 cazuri de tuberculoză diagnosticate post-mortem la copii. De asta nu a fost de 20 ceva de ani. De unde era asta? Fiindcă tuberculoza era ascunsă sub preș. Eu le atrageam atenție, nu din răutate, dar din faptul că incidența scade, în schimb ce? Ponderea formelor destructive crește. Asta înseamnă că undeva ea se duce. Și au apărut că 5 cazuri de tuberculoză diagnosticate post-morte, ministerul nu a aflat decât peste un an de la cazurile astea. Sistemul nu lucrează. Chiar oamenii care trebuie să ocupe doar de tuberculoză, am este un caz și mai urât. Eu nu vreau să spun, dar o gravidă, acolo sunt lucrurile urâte totalmente. De faptul că nu a dat buletin analizei, nu s-a ocupat de acest. Alte comentarii ce țin de problemele respirologiei. Pe mine mă bucură faptul că ați fost foarte mulți în sală. Mă bucură interesul. Dați să vă spun, am fost la Oradea, am avut o prezentare pe bronșectazii, ultima zână plus, ultima ședință. Vin mai multe lume care știu că se ocupă de bronșectazii. Îl văd și profesorul Voicu Tudorache, care a făcut o emisiune foarte frumoasă. Cum spunea spiritualitate? Sănătate. Sănătate, spiritualitate la TVR Iași. Chiar m-am bucurat. Eu stimesc foarte mult totul moldovean de la Iași, care lucrează la Timișoara, un lider profesor din România. M-am bucurat că a venit să asculte raportul meu. S-a pomenit că era fix în raportul următor. Adică profesorul a venit mai mult pentru fiica dumnezeu decât pentru raportul meu. Dar eu mă bucur că voi ați venit pentru pneumologie de data asta, nu pentru că aveți raportori ficiori sau fiici aici, dar pentru că vă interesează domeniul, ne trebuie colaborarea asta interdisciplinară. Uitați-vă, Spitalul Republican e o eparhie aparte, ne disparte CNAM-ul care zice, le plătește pentru asta, nu le plătește pentru altceva. Institutul Oncologic, cum lucrăm noi cu deci? Trimitem la suspecții de cancer. Date pentru cancer NUS se trimite la Institutul de Ftiziopneumologie pentru broncoscopie, biopsie transbronșică, biopsie videoasistată. Ei nu fac absolut nimic. Dacă peste jumătate de an este cancer, îi zic, da, e cancer, îl luăm pentru tratament paliativ. Asta e colaborarea la ziua de azi. În timp ce cine a lucrat mai de mult în pneumologie, țin nimic. Eu eram cardiolog atunci. În perioada sovietică erau comisii. Se numea Comisia Consultativă pe lângă Ministerul Sănătății. Ca cine a lucrat de mult, eu văd doctorii afirmativ dau din cap.
Cazurile dificile, asta a făcut Dragăniuc. O luat specialist la Institutul de Tuberculoză de atunci, o luat specialist la Institutul Oncologic, specialist la Spitalul Republican, unde era doctorul Balica. Și fiecare caz neclar se examina și se lua o decizie. Noi nu știu de ce nu facem acum, fiindcă suntem fiecare prin asta. Acum, cu tuberculoză mai este un lucru foarte bizar, am discutat-o cu Adriana Sopaci acum la conferință. În România, dumneavoastră mă supere tare, domn profesor, dacă eu am dreptate, doar 10% din toate cazurile primare de tuberculoză nu au confirmare microbiologică, așa? În jur de 10. Dacă, cam cât? 25. Fiindcă la noi sunt 40. Eu cred că primare are înțeles, da? Nu, nu dați voi. Nu, nu ați la 11. Nu suntem înțeles. No. M-am rugat la 11. Așa că nu-i gata coffee break. Eu special vorbesc mai mult. Coffee break o zis până la 11. Așa că eu vă pot să spun. Vorbiți. Eu am fost anunțat la bucătărie că trebuie să mai întind. Așa, vă invit la discuție, poftim. Cine s-a grăbit noi cafeaua? Eu auză mai zis sunt deja. Bun, atunci eu am o misiune, da, împreună cu dumneavoastră, da. Poftim, vă rog, doamne. Onorate asistențe, împreună cu domnul profesor Botnaru avem o misiune foarte plăcută. Din numele societății noastre a interniștilor, se anunț pe domnul profesor Traian Mihăiescu că este membru de onoare al societății noastre a interniștilor. Și de asemenea este ales membru de onoare al societății interniștilor profesorul Klaus Dalkov din Germania. Dear professor, do you know what does it mean? You can come every time you want in Moldova without visa. That's the significance. Dacă nu, vă mulțumim frumos pentru participare, pentru atenție și o zi productivă și bună în continuare. Mulțumesc! Thank you. Once again. Buongiorno, come state? Va bene? Da, da, sono normale. Normale? Da. Un crivo, am venit cu 2 ani. Că e prin Chiev am venit. Aha. Și era mai mult. Și a fost bilet, da. Da, da, da. Oleu zburat altul direct. Era alt, un alt zbor direct. Și mi-au... Dar pe cum am cumpărat? Dar cum e eu la bilet? A, e singur și-o luat. Da, da, da. Cum merge? Daniela, normal. Confidența da. Frumos. Aha, trebuie, are discuții. Da, da.
Thank you.
Thank you.
Mulțumesc.